escritor de homicídio, de artes africanas, e jovem de São Paulo, Natal. É um distinto, achado pelos serviços de baile, da Torrachia, de parte desse cantil. Unde se pare că știu totul despre lume, că pot învăța pe că pot extrage esența lumii și să o împartă altora. Eu îmi duce iluzii și e bine că e așa, că ne hrănim și cu iluzii, nu mai cu prânați. Să spun că ești scriitor, este ca și cum a spune noastră că ce meserie ai, eu merg pe jos. Sunt mergător pe jos. Firescul de a merge pe jos este firescul de a fi scriitor. Te n-am scriitor și cumva mâna așa că într-un sunt de acolo, unde forțe de văzut își fotorează mâna și apucă obiecte și dă în cap cuiva, și retează capete, cumva o forță din tine îți ia mânuța și îți aduce să scrie ceva pe tine. Eu am început să scriu pe pereți la vece. Primele cuvinte, eram un obicei frumos literar la școlile de cu liceul Curte, unde se scriau cuvinte frumoase pe pereți, caligrafi. Erau scurte, ușor de memorat. Înțeleg că a început o frumoasă carieră literară, care se ia și se prelegește și până acum. Dacă vă naște scriitor, dați comisii, nu faceți niciun efort, nu trebuie să faceți absolut niciun efort să fiți scriitor. Pur și simplu de n-am. Dacă nu te naști scriitor, poți să vezi toate ce n-ați prelegi de lume, să îți poți cărți ca nenorocitul de, nu știu ce zic, eu Grămbureanu, la 30 de ani era 47 de cărți. La Sien, mi-am ocupat în punct de Ceaușescu, pe care aia nu s-a mai zis. Ca să fii scriitor, trebuie să te naști, nu trebuie să duci la medic să te diagnosticheze, dar să domene în mod natural. Când ai seama că ești scriitor, începi să scrii poezie, întâi pentru pisici, după aia pentru găcici, după aia te ridici la teme mari, dacă ești Tolstoi, ai ajuns să scrii Ana Karenina, dacă nu scrii Frutul, Carolina Winner sau altceva. Singurul lucru care totuși ar trebui să, pe care totuși ar trebui să-l faci, și nu doar ca scriitor, dar în special ca scriitor, este să citești. Scriitorul e ca o mașină de cărnați. Îți bagi carne pe parte și ies cărnați pe cealaltă. Bagi recuri în tine și ies scrie pe partea cealaltă. Opere, ca tot opere. Dacă nu faci nimic, nu iese nimic. Numai din trăiri, nu se poate naște literatură. Cât e mai substanțială lectura, atât de consistentă opera. Din păcate, mă întâlnesc tot mai des cu scriitori născuți peste noapte, care au citit Cățelușul cu părul preț și Neasul tremurilor și și-a tot descris literatură filozofică. La Piatra Neamț, lansând o carte, a venit o doamnă foarte înfiltă, arăta și bine și pe cutea din asta, cerându-mi un autograf pentru soțul ei, dar am zis să chemați-l pe soțul. Să-i dau, el e mai în spate, zice, stătea așa la un metru în spate, nu răzniște, e timid. Bun, cum o cheamă pe soțul? A zis, nu, că acolo nu mai fac asta. Și ce să-i spune? Urați-i să vă urmează exemplu, să devină scriitor. Și atunci m-am luat până de mult. Nu mai faci. Câți ani? 39. Vrei să te faci scriitor? Da. Ai scris ceva până acum? Nu. Nu ai nicio șansă să se devină. Nu cunosc niciun caz în literatură când un om mergând pe stradă se împiedică de dă cu capul de ceva, cade într-o groapă, cum să mulți pe aici prin garaj. Nu știu care de rație și trezește că e scriitor. Eu, v-am zis, eu proces în primul rând genetic, te naști cu asta și după aia, abia după aceea devine o opțiune. Nu poți să te apuci și să fie ție la 50 de ani. Cunosc o modelă doapă sinistră din Constanța, care a scris două cărți pe Fuego. Fuego e acel personaj care seamănă cu Irina Lundin, dar un dotat ca Dorinescu. Când de ca Tom Jones. E un personaj compozit așa, s-a găsit cineva, o doamnă profesoară de română din Constanța, să scrie două cărți despre Fuego.
Am și dat scriitor. De la Arco. A intrat în lumea scriitorilor? Da, a intrat și în lumea scriitorilor, în dovadă, în chat-a la Alibaba și toate videoclipuri și toate găsindu-i ce sistem Arco. De scriitor, dacă vrei să devii scriitor, având-o ca personaj pe Facebook și scriind în halul ăla, era un proces verbal, acolo, partul cărților, partul ăsta. În felul ăsta poate deveni oricine scriitor. De timpul lui Ceaușescu nu exista meseria asta în nomenclator, singura meserie era scriitor de vagoane. Cel care scria pe vagoane, omul trebuie să trece scriitor, la nivelul ăsta scriitor de vagoane, scriitor pe pereți de veceu, scriitor pe gardă și la cap, poate scrie oricine. Literatura e mai mult decât atât. Nu e doar un joc al autorului cu textul. Pentru că literatura este o asumare concretă. Scriu mă despre, aproape nu numai, dar în special despre lucruri pe care le-am trăit. A trăi un lucru de eveniment nu înseamnă să fi fost faptic cu pește în el, ci să fi consumat ideatic, să înțelegi foarte bine. Dacă nu înțelegi de un lucru, dacă nu l-ai trăit, ca să poți elega din emoția ta, nu faci literatură. Sper să nu existe niciun scriitor pentru voi, pentru că țara noastră ar fi compromisă. Suntem prea mulți scriitori, gândiți-vă la numai speakers, la bucle, sunt 520, dacă e în țara asta, există 520 de oameni care au ce spune. Și încă vreo 2000 de nevi primesc scriitorul care nu au ce spune, dar scriu, imaginați-vă cam ce viitor avem. Dar ce să spun așa? Cât e de important să citești? Cam toată experiența lumii de la amii contează, că spun că există și o literatură a amibilor, de la Eugene Lopez, e scrisă în cărți. Noi de obicei trăim puțin, fumătorii și mai puțin în media. 60, 70, 80 de ani, uite, unii erau și la 100. În 100 de ani nu poți să refaci de unul singur 10-20 de mii de ani de experiență a omenirii. Pentru că ești o carte. Tot ce s-a întâmplat pe lumea asta, tot ce a iubit cineva, tot ce a urât cineva, ce a gândit, ce a vorbit, există undeva scris în cărți. Trebuie doar să ai norocul, să întâlnești fie cartea potrivită, fie magistru potrivit care să te ducă spre cartea de care ai nevoie. Aș fi bucuros să mă alătur tezaurul ăsta cu o cărticică, dar nu fac iluzii. Puteți recupera de foarte mult din viața noastră și din bocate. Dacă citești Apolinia Ana Karenina, da? Acum e o întreagă filozofie, cel puțin ajuns la ideea că e bine să se ucid. Sau nu mai mult deodată. Din fiecare dată ai învățat ceva și nu vei fi tu nevoit să treci prin acea experiență care totul te agarra. Faptul că citești nu e o garanție că devii și înțelept. De multe ori, dintr-o capodopere, nu se prinde de tine nici măcar praful de pe pagini. Sunt lecturi razante care trec în conținut, dar cel puțin ai avantajul că ai trecut frumos în timp, citind cartea, cred că ai înțeles și că nu ai înțeles. E o distracție veche, ori puteți zice voi că nu și frumoasă, ori puteți zice că nu e frumoasă. Eu sunt un consumator de media și de IT, de Facebook, de ce vezi mai famelic, mai frământ decât dumneavoastră, dar am 1000 de cărți în telefon și când mă lasă ca de cine îmi face pe Facebook, citesc o carte. Un tren, un autobuz, îmi găsesc tot timpul să citesc, diric măcar o poezie. Când era mic, aveam un obicei periculos, furam bănuți de la bunicul de la frate, de 5 bani, de 10 bani și puneam pe linia de tren. Nu știu de ce eram așa de amuzat să pun bănuțul pe șină, trecea trenul și îl proteam, atateza. Și ieșeau așa niște românii, cu chip mare, așa găsit, stele de alea se uifau și într-o dată. Și acea realitate mică
Dracul se schimba și căpăta alt sens. Viața e ca un tren care vine peste tine și te calcă, te modifică. Singura șansă, deci asta nu o să fie. Trenul va trece, totdeauna trece peste tine. Singura ta șansă este să-ți faci efigia, să fie de manelă acolo în momentul când te-a tortit, să-ți rămână identitatea, să te cunoști că ești chiar și așa tortit sau mamă, cum se zice, în grație. Întrebați-vă că vă răspunde cu incompetența la tortitul. Dacă aveți greu, cum am îngreșat, dar de ce poate să știu cum care a fost la conferința de acum trei? Bun, dacă nu spuneți, ați publicat, că ați spus că nu... De nefericire am publicat. Am considerat să... e mai bine să merg în ordinea asta. La tisele gândesc, după aceea să le spui ca să... am scris mulți ani, multe cărți și zicea Andrei, zicea, are multe cărți bune în cap și ies de mână de pix puțin și proaste. Mie mi-a ieșit tot așa, puține și proaste, tot timpul autorii serioși. Au o relație de timide, timide cu cărțile lor. Se pare că nu-s bune, că nu-s gata. Ar putea să le fac ceva, le las. Eu le-am amânat până târziu, am scos până acum trei cărți de autor și șase unde sunt co-autor. Cunosc exemple de poeți scriitori care au publicat o singură carte. O să vă zic că e Eminescu. Am publicat în timpul vieții o singură carte și cred că se mai vorbește de azi și azi de la renume despre există și din ce e și de bani. Are și câteva statui. Cum? Are și câteva statui. Da, pot să apără tot. Dar o mână tot timpul. Da, am scris despre mâna lui Eminescu pe aici. Am stat și eu în galață aici o perioadă și am suferit, dar acum se pare că e mai bine. O să mai scriu, nu pot abține. Partea bună este că mă văd abține de la publica scurii foarte puțin, scriu greu, elaborat, plâng la fiecare frază, mă dau cu fondul de pământ, cu capul de pereți. Scrisul e scris asumat, în care vrei să te afunzi, total, e un chin. Nu e o distracție, nu e vedetism, cum se întâmplă de multe ori. Ultima carte. Ultima carte o aveți acolo, dacă mă mai vedeți vreo la urmă. Mai am citit noi? Aș vrea să vă rog să ne povestiți din carte povestea zilieri, când v-ați angajat ca zilier. Am citit-o de 100 de ori din carte, dar vreau să mi-o povestiți dumneavoastră. Vă rog frumos. Uite, ești ca personajul ăla din... ce am spus? Vrei, vreau, nu? Cu Fahrenheit, care învățau peste pe tot. Dacă ai citit-o de 100 de ori, în caz că o să pierd cartea, o să vină când să-mi puteți. Eu nu țin, nu țin bine. E ce vă spuneam, o să știu despre eu și în... parte de jurnalistică și literatură, scriu despre lucruri pe care am trăit eu direct. Ca ziarist, dacă am vrut să scriu despre cerșetori, despre gloier, despre bunicăți, despre zilieri, despre vitorilor cu trăsmaie, despre europezi, despre... N-am putut să joc rol de femeie gravidă și am... puteam să mă maschez bine pe acolo, sau n-am putut să mă fac cu atreță. Dar în rest, de unde m-am putut duce și să mă afund în realitate, m-am dus o bună de aproape și să scriu în urmă direct foarte pe tărți. Ce să vă povestesc pe lucruri? E în carte, găsesc cartea, am plecat acum un exemplar și la biblioteca din Galați. Când se va rupe de atâta lectură, aduc altul în loc. Da? Vreți să plec sau mă trebuie? Nu, vreau să vă întreb. Care era visul dumneavoastră când erați de fusta lor? Nu aveam niciun vis. Asta se întâmplă în literatură. Un om care are un vis și îl urmărește, nu are un model.
Haideți să fie serios. Și viața reală, în general, trăim de puțin pe alta și dăm chemare unor porniri din noi. Dacă dăm, dacă știți să-ți ascunzi inima, să mergi pe drumul ei, asta e tot ce trebuie să facem viața. Eu nu cred în asta cu fi și cu putare. Sunt câteva excepții formidabile, exemplare, au înși cu fixații care au urmărit ceva în viață. În rest, în viața se ajută ca la, ca la un joc de la Domnul. Știi unde sunt atâtea? Deci avem un pom atâtea ca două așa. Trebuie să trăi din, din alea, nu din orice. Nu poți să spui să nu doar pe, pe Marte. E un vis absurd. În general, îți dorești cam ceea ce poți face. Eu am avut vise, viața îți dă întotdeauna la momentul potrivit coaja de banană pe care să aduci exact unde îi vrei. Oscar, tu ați avut visul să deveniți speaker sau am putut sau doamna care a devenit agent imobiliar. N-a fost un vis. A fost o oportunitate. O necesitate. O oportunitate, o ușă care s-a deschis pe care poți să pui mâna pe casă sau să dai cu capul ea. Depinde ce, ce adaptabilitate ai. Eu cred că oameni care au vise. Cred că oameni care își înțeleg pornirile, trăirile și le, le urmează. Dacă eu am simțit că îmi place să scriu de mic, am scris poezii la gazeta de perete, Partidul Comunist, doar ce să visez că sunt scriitor? Era. Doar a trebuit doar să urmezi care ăsta, nu să visez. Cum reușea să rezistați pe, fără Facebook când erați mic? Era și atunci, era și atunci Facebook. Sub alte, sub alte forme, circulau pe la noi bilețele, frumoase caiete de impresii, albume, oracole, ne scriam acolo. Nu e nimic nou, se schimbă, dar în esență lumea e la fel. Se schimbă în aparență, în tehnică, în